Salutare și bine v-am găsit la un nou tutorial. Astăzi vă voi arăta cum puteți să modelați acest obiect în Autodesk Inventor 2022. Dacă nu știți cum să deschideți spațiul de lucru, vă voi arăta îndată. Mergem aici la butonul de New și apăsăm pe New. După cum se vede, suntem în sistemul metric și vom alege standard în milimetri și dăm dublu click pe acesta. Vom începe mai întâi cu această bază. Deci avem nevoie aici de un dreptunghi cu dimensiunile 90, respectiv 48 de unități, în cazul nostru milimetri. Mergem aici la Start 2D Sketch, deci să începem un sketch 2D, selectăm acest plan de exemplu și desenăm un dreptunghi. Selectăm Two Point, deci din două puncte, scriem 48, Tab, 90 de unități, Enter. Dublu clic pe roța de la mouse și în interior vom construi două cercuri. După cum se vede, avem aici două cercuri, unul cu raza de 9 și celălalt cu raza de 15. Respectiv, diametru de 18, diametru de 30, exact din centru. Mergem aici la Circle, selectăm Center Point din centru, mergem pe acest punct verde, pentru că acesta reprezintă punctul de mijloc, mai întâi scriem 18, comanda rămâne activă după cum se vede și celălalt 30 de unități. Comanda Trim, ștergem aceste bucăți extra și în continuare vom construi aceste două dreptunghiuri. Dar, înainte să le construim, trebuie să fac o precizare. După cum se vede aici, avem o grosime de 6 unități, 27 minus 21. Aici, de asemenea, o grosime de 21. Pentru că nu sunt precizate grosimile, ne vom asuma că avem aici 6 și în partea cealaltă tot 6. Deci, aici avem de executat un dreptunghi cu dimensiunile de 6, respectiv 90. Deci, mergem la Rectangle, to Point, scriem 6, Tab, 90 de unități. Comanda rămâne activă și același lucru vom face și din partea opusă. 6, Tab, 90. Bun, mai departe. Aici avem de construit un dreptunghi cu dimensiunile de 10 și 21. Însă acesta trebuie să fie exact în mijloc. Desenăm încă un dreptunghi. 10, Tab, 21. Adăugăm o dimensiune. Între punctul de mijloc și această latură, trebuie să avem exact jumătate din această grosime, adică 48 împărțit la 2, 24. Și vom merge acum la coincident, deci să fie coincident acest punct cu această latură, practic să fie reunite. Avem de făcut acum încă un dreptunghi, dar vom folosi comanda offset pentru linii paralele sau chiar dreptunghiuri, cercuri paralele și așa mai departe, la o distanță de 6 unități. Deci mergem aici la comanda offset și vom avea 6, scriem 6 și dăm enter. Folosim din nou comanda Trim pentru a șterge părțile extra și dăm pe Finish Sketch. Am terminat sketch-ul și pe iconița de Home. Acum vom începe adăugarea grosimii. Deci folosim butonul Extrude și selectăm toate aceste suprafețe. Și vom scrie aici 6. Mai departe vom merge aici la Solid Bodies, la obiecte solide, Solid, Extrusion și la Sketch. Vreau să fac acest sketch vizibil, deci dau click dreapta și voi da pe Visibility. Acest solid, din contra, vreau să-l fac invizibil pentru a construi restul. Vom merge acum la butonul Extrude, dar aici vom avea o înălțime de 42 de unități. Deci mergem la Extrude, selectăm această parte și scriem aici 42 de unități. Fiți foarte atenți, pentru că uneori vă poate alege acest buton care va fi de tăiere, după cum se vede. Dar noi vrem să adăugăm acest obiect, deci va fi comanda Join, deci de adăugare, și va fi în această direcție. Pe când putem da și aici pe New Body, deci să avem un corp nou și acesta va fi solidul numărul 2, pentru că aici avem solidul numărul 1. Dar în cazul nostru nu prea are mare importanță, așa că vom lăsa pe Join, pe adăugare și vom da OK. În continuare vom face același lucru. Aici avem dimensiunea de 30 pentru ambele, deci vom da Extrude, selectăm aceste două părți, după cum se vede aici l-a luat cu operația de tăiere, cu Cut, nu este cazul nostru și dacă vom da pe Join va fi din direcția opusă. Noi vom da pe Flipped, mergem în cealaltă parte și vom scrie aici 30 de unități și dăm OK. Pentru celălalt avem aici 30 minus 6, deci 24. Dăm pe Extrude și avem aici 24, dar aceeași poveste, dăm pe Join și apoi pe Flipped și dăm OK. Să avem o vedere mai clară acum, dăm pe oricare din aceste Extrusion, click dreapta Visibility și mergem aici pe Solid și dăm Visibility din nou. Și după cum se vede, am realizat obiectul nostru. Dar, pentru o ultimă parte, trebuie să construim și aceste două goluri. Pentru a face acest lucru, avem aici un cerc de diametru 18, care este localizat la dimensiunile de 13, respectiv 45.
Selectăm această suprafață și avem aici un buton cu verde, Create Sketch. Creăm un sketch aici și desenăm un cerc. Și vom scrie 18 și acum apelăm la Dimension. Din acest mijloc până aici, trebuie să avem 13 unități. Iar din acest mijloc până aici, trebuie să avem 45. Finish Sketch, am terminat sketch-ul, Extrude, în partea opusă, automat mi-a luat operație de tăiere, doar că vom da through all, prin toate. Și acum, cu o singură operație, facem aceste două găuri, după cum se vede, și dăm OK. Iar, pentru un ultim pas, să-l desenăm sau să-l colorăm. Mergem aici, desenul nostru era cu roșu, îl vom face și noi cu roșu. Vom scrie red și selectăm roșu. Și după cum se vede, desenul nostru este gata. Sper că acest video v-a ajutat. Dacă aveți întrebări, nu uitați să le puneți în comentariile de mai jos. Ca de obicei, nu uitați să dați like, share, subscribe și ne vedem data viitoare.